Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în orașul Râmnicu Vâlcea, din județul Vâlcea. Suntem cu Tudor Ursei. O să ne plimbe pe aici, o să ne arate niște istorii și niște clădiri și niște povești foarte interesante și vrem să zicem de la bun început. Este un oraș plin de flori. Deci n-am mai văzut atâtea flori și ne-a spus Tudor că nu din cauza că am venit noi acum și filmăm, ci că așa e de multă vreme, cel puțin din 2020, de când știe el aceste locuri de aici, din zonă. Te salut! Salut, Cristi, mă bucur să te văd. Bună, Nina, la fel, la aparat, că exact. Evident toată lumea e în echipă și așa. Mă bucur să o cunoști și da, începem din 2020. Eu sunt bucureștean. Ok. Îmi place să încep cu prezentarea, așa. Am venit în Vâlcea cu familia în pandemie. Ok. Decizia a fost să ne mutăm la țară. N-a reușit chiar la țară, dar suntem aproape de munte, țară, tot ce vrei, geografic și climateric. Pentru că orașul este așezat în așa fel încât ai drum în toate direcțiile, cumva. Exact, exact. Dacă e să o luăm cu începuturile, acesta este un epicentru al târgurilor, okay, din sudul României. Pentru că unul din simbolurile de pe stema Râmnicului este un poștalion. Și pentru cei care nu mai știu ce e un poștalion, că se întâmplă, practic de aici se trimiteau scrisorile cele mai importante care veneau de la București, ale boierilor către Imperiu. Ok. Da, mai aici avem, îmi spunem Râmnicu Vâlcea, spunem începutul negoțului cu sare din timpuri imemoriabile. Avem familiile importante. E un județ extrem de bogat, pentru că de aici vin brătienii, oteteleșenii și cei care au deținut și conacul din spatele nostru. Deci e un județ și oraș extrem de bogate, în prisma resurselor, okay, dar și a oamenilor care au făcut bani de pe urma resurselor. Ok, interesant. Și în 2020 ai venit. Exact. Am mutat pentru că soția e vâlceancă, okay, socrii avem aici, și am zis, băi, nu vreți să încercați să veniți aici? Noi vroiam de mult. Am venit, țac-apac, ne-am stabilit și am zis, nu mai plecăm. Okay. Oricum, București, cum ai zis și tu, la distanță, e două ore. Hai, două ore jumate cu lucrările. Da. Și cu un pic de aglomerație un prin oraș. Un pic, să zicem, da, dar okay, nu e un drum al nostru. Hai să, da, să nu ne plângem. Că e o autostradă. Și până acolo ai un peisaj superb. Da. Te poți bucura, stai în trafic, ok. Dar hai să ne bucurăm și de ce e în jurul nostru. Nu ești în București să stai, aoleo, frate, nu poți să văd absolut nimic. Aici vezi natura, vezi casele. Sunt case încă frumoase pe stradă. Deci ai ce să vezi. Da. Să putem vedea și frumosul din jur, asta zic. Florile, primul impact. Ok. Ce am venit aici, am zis... Asta am observat și noi din prima, de cum am intrat în oraș, da. Ați văzut și voi. Deci și e o chestie care se face de la începutul primăverii până în toamnă. Și se schimbă periodic, cam la o lună, maxim două luni, schimbă iar florile. Ok. Vreau să menționez, nu este o chestie politică. Ok. Pentru că știi, mult în general, ia uite mă, iar au pus panseluțe, iar... Da, vin nu. Alegerile... Nu. Nu. Vreau să spun din start, chestia asta nu are treabă cu nicio culoare... Are o treabă cu un bun simț pe care totuși face frumos orașul acesta. Așa este. Asta am observat. Și curat. Da, da. Se păstrează curat. Sunt oameni cu foarte mult bun simț. Ok. Și se menține lucrul ăsta. Se vede. Ne bucurăm să auzim și să vedem asta. Iar noi acum suntem într-un loc, cumva aproape de centrul orașului. Deci, practic, dar mai multe o să ne spui tu. Da, practic noi ne aflăm în cea mai rămas din centru. Ok. Deci cea mai rămas din centru, efectiv, a fost demolată în anii 80. Nu intrăm prea mult în istorie, dar vreau să menționez un aspect, că în regimul trecut, da, în timpul lui Ceaușescu, în toată țara au început proiectele de blocuri. Exact. Vâlcea nu a fost cutit. Din păcate, ca multe alte orașe, s-au pierdut, în total erau 396 de case vechi. Ok. Și câte crezi că au mai rămas? Sub jumătate. Mai scade. Un sfert? Cam așa. Deci, practic, wow, din 396... 365 demolate. Wow. Deci noi vorbim de orașul vechi 25%. Da. Noi ne aflăm, că de asta am zis unde să ne punem. Avem un conac. Da, cel de aici. Palatul Copiilor. Da. Astăzi Palatul Copiilor. În trecut era conacul unei alte familii importante din județ. Familia Lahovarii Socoteanu. Când spui Lahovarii, spui, pentru cei care nu știu, printre primii diplomați români. Ei au dat o serie de generali, oameni, un om de presă de asemenea, dar și unul din primii diplomați români, ca să o chestie, da, ca să nu intrăm prea mult în nume, că
se pierde și lumea, okay, și să fie ca o mică prezentare. Să fie o poveste, o prezentare. Da. La Hovari Socoteanu, pentru că familiile s-au împreunat și o doamnă din familia Socoteanu s-a căsătorit cu un domn din familia la Hovari, primind dar de zestre, da? Acest conac. Conacul, okay, efectiv este făcut în tipicul de Olt. Ce înseamnă asta pentru ascultători? Așa. Culele. Ați fost până la Cule? Ați ajuns? Trebuie să ajungem. Știți? Avem ceva stabilit și programat. Neapărat. Viitor. Foarte bine, pentru că e o chestie unică în Sud. Culele venind din, se spune denumirea turcă, dar de fapt culă există de mult înainte de limbajul turcesc. În definiție înseamnă turn sau loc fortificat. Da. Pentru că zona a fost prăduită atât de otomani, cât și de austrieci, cât și de haiduci. Da. Boierii trebuiau să se ascundă. Bineînțeles. Pe lângă casele lor, ale brătienilor și ale altor familii mari, noi avem și familiile vechi de boieri. Unele din ele care au dispărut. Cele de pe timpul lui Mihai Viteazu și așa mai departe. Da. Ei aveau și aceste cule, care funcționau ori ca turnuri sau locuri de apărare, aprovizionare, semnalizare. Da. Cam astea erau funcțiile. Ok. Foarte puține. Semnalizare în ce sens? Lord of the Rings, mai ții minte, când partea din film, când încep să apară turnurile pe munți, să facă acele focuri, da, semnalizare în caz că vin inamici, de avertizare. Okay. Atenție, vin otomanii, vin austriecii sau vin haiducii. Că nu putem, dar noi am avut și un regim special. Noi nu am avut regim de ocupație otomană, am avut de înțelegere otomană. De asta ne-am și păstrat religia. Okay. Față de alte locuri unde au devenit pașalăcuri. Da. Noi nu am fost în acest caz. Dar, ca să revenim, este o conac care inițial era mult mai mic. Okay. S-a extins cu timpul, cum se spunea pe vremuri, a mai făcut o cameră, s-au mai făcut niște dependințe. Deci, efectiv, cu cât s-a extins familia, au crescut, au făcut încă niște colțuri. Da. E o clădire interesantă datorită multor colțuri de unghi drept. Okay. Adică, dacă se uită cineva pe Google Maps și vede clădirea asta, o să vadă cele mai multe unghiuri drepte al unui conac în acest oraș. E o chestie care eu am văzut-o și invit, de asemenea, și ascultătorii să, și cei care văd, evident, turul nostru, să descopere singur chestia asta. Foarte multe unghiuri drepturi. Atât de multe încât am inclus-o într-un vânătoare de comori arhitecturale. Ok, bun. A luat ceva până au calculat toate unghiurile drepte. Ok. Dar pot să zic că chiar a fost un lucru aparte. Da, nou. Da. Este încă păstrat în stilul culă, adică stil de fortificație, terasă înaltă, okay, foarte puține geamuri, după cum vedeți, chiar spre deloc, doar acolo, da, avem una, pentru că ea ele inițial erau sus geamurile. Exact. Da. Dacă te atacă cineva, pui flintele sau puștile la geam și, da, te aperi. În cazul de față, nu a fost neapărat nevoie, că aceasta a ars de mai multe ori. Okay. Clădirea e una din cele mai vechi, datează de la final de 1700. Nu este cea mai veche, o să ajungem și la cea mai veche, okay, dar este foarte importantă. Pe lângă faptul că a fost și primărie la un moment dat, cel mai important lucru e ce e acum. Se face pentru copii acest palat, care e din anii 50, diferite denumiri, Palatul Pionierilor, etc. Astăzi aici copiii vâlceni fac dansuri, ateliere, modelism, Lego, robotică. Okay. Deci dacă vrei să-ți trimiți copilul să facă activități, să învețe ceva, aici vin. Okay. Gratuit. Interesant. Gratuit. Deci asta este un loc cu care și eu o să-mi trimit copiii, mai ales că e un loc special recunoscut din istoria Vâlcii pentru modelism. Foarte mulți copii, foarte mulți vâlceni modeliști faimoși au început aici. Ok. Care, din păcate, sunt prea puțin cunoscuți, dar poate o să devină în viitor pe parcursul altor tururi pe care o să le fac. Aici, inițial, o să adaug o chestie. Clădirea este făcută pe vechea fortificație a orașului Râmnic. Da. Noi când spunem Râmnic, este cel mai vechi oraș documentat din Sud, 1388. Da. Apare pe manuscrisul lui Mircea, Mircea I, sau cum îi spunem noi, cel bătrân. Da. Primul cu denumirea de Mircea și este și o biserică aproape acolo. Da, o vedem acolo la 100 de metri. Foarte puțin așa. Este o biserică de la 1500, făcută de din aceiași domnitori, Mircea Ciobanu, care a făcut și cea din centru vechi. Ok. Biserica veche. Da. Super cunoscută pentru bucureșteni. De ce spun asta? Pentru că în jurul nostru, vreau să ne uităm un pic, avem o urmă de zid, da? O vedem, da.
cea de până în blocuri, exact, da? Exact, exact. Cât de vechi crezi că sunt zidurile acestea? Mai vechi decât Conac. Nu neapărat. Nu? Că este o întrebare capcană. Ok, am nevoie de ajutor. Nu sunt atât de vechi, dar oamenii mulți, în general, am întrebat pentru că zic, acestea sunt zidurile vechii cetăți, Râmnic. Aha. Zidul este de pe la 1850. Ok. Acest teren a aparținut familiei Socoteanu, o mare parte din centru, și efectiv terenul continua practic până peste blocuri. Ok. Era ca o grădină a lor personală. Extrem de mare, deci vorbim de câteva hectare bune. Da. În 1850 se fac niște lucrări și se apără, se protejează această bucată pentru că se distrug anumite case de atunci și se lărgește un pic zona. Ok. Și un arhitect italian are ideea de a proteja să nu fie alunecări de teren. Pentru că aici suntem mai sus. Da, da, exact. Vedem pe partea cealaltă a zidului că zidul are o înălțime de vreo 3-4 metri, exact. Deși de aici vedem că are 1 metru maxim. Exact. Deci suntem sus. Exact, deci noi practic suntem nivelați. Ok. El inițial, dacă ne întoarcem un pic în timp, noi coboram de la casă, ea era nivelată, dar noi coboram practic de pedal, veneam în jos. Da. Cam așa era impresia. Acum chiar ești la etajul 2. Cam așa, da. Ca idee și un loc superb să te uiți. Mai ales că e plin de verde, e ca o grădină botanică, pentru că sunt diferite specii de arbori. E un loc perfect pentru părinții să-și aducă copiii să se joace prin această mică pădurice. Și un loc de joacă, unul din cele mai cunoscute, da, în centru. Și un oraș în care ajungi în 10 minute, 15 minute peste tot. Deci nu poți să zici că te pierzi, că au o lăsat un trafic sau... Nu. Aici era vechiul oraș domnesc. Ok. Practic nu s-au mai găsit din vechiul oraș decât foarte puține lucruri, pentru că a fost distrus la demolările din anii 80. Ok. Deci ce mai putem vedea pentru doritori, cei care vin în Vâlcea, îi le recomand să ajungă la Muzeul de Istorie, da, unde se mai păstrează, s-au descoperit arme, platoșe de luptă, scuturi și anumite bucăți din vechiul oraș. Din păcate, regimul de tristă amintire a distrus o mare parte din istorie. Putem menționa de altfel că și alte incendii au distrus orașul, corect. Dar una e să fie distrus de o calamitate și să fie reconstruit, să mai e ceva istorie până în 1980, când se rade mai tot orașul. Mai tot orașul, da. De asta am zis să începem de la un conac, okay, care a rămas faimos și mă bucură tare mult că e făcut pentru copii. Da. Asta pentru că și eu am doi copii și pentru toți care vin cu copiii, altfel le recomand un loc de activități. Da. Așa este. Și am merge mai departe? Da. Haideți să continuăm drumul. Da. Efectiv, aici avem și un foișor, că de obicei foarte multă lume vine pentru întâlniri, atât tineri, părinți, copii, bătrâni. E un loc preferat de șah. Deci okay, aici e locul de tot ce înseamnă, toate activitățile posibile. Și aici am făcut și foarte multe... Aici am început, de fapt, primele tururi din oraș. Pot să încep așa până vedem următorul, da, obiectiv pe acasă. Da, da. În 2020, când am ajuns, primul nostru obiectiv și o provocare, cum facem să facem un tur într-un oraș mic, cum facem să aducem, inițial, ideea noastră de a aduce tururi către localnici. Ok. Și ce mai bun moment, într-un moment când toată lumea stă în casă. Haideți, da, să... Cum îi scoatem noi pe oameni, puțin câte puțin, am reușit, da, câte 10-15 oameni, să le mai dai altceva, să-i mai scoți din aceleași bombardamente zilnice. Da. Care toți am fost obișnuiți. Da. Am reușit, la momentul respectiv ne-a ajutat și vreau să-i mulțumesc lui Adrian Luță, pentru, da, că el este cunoscut ca pictorul orașului, el a pictat și pictează, o să vedem câteva murale, nu-i neapărat artist graffiti, dar el este profesor de pictură și dă culoare orașului. Okay. Pictează ori personalități, flori, aduce puțină culoare acestui oraș care nu mai are atât de multe, atât obiective, cât să vezi
Dar alea puține care mai sunt, să mai fie și în frumusețate. Da. Puțin cu altceva. Iată, se vede că acum coborâm, da? Da, deci exact. Cam asta era înălțimea la care eram. Cam asta era înălțimea. Deci, practic, noi am venit de la etajul 2, da. Așa. Și acum, uite, noi o să traversăm și o să puteți vedea, efectiv, pe colț, partea stângă, da. Unul din murale. Mergem în josul bulevardului, okay. Spre ieșirea din oraș și este exact acolo unde sunt florile. Da. Ei, acela este eu știu tablou că l-am acasă și când l-am văzut am zis că este un pictor norvegian cu o doamnă care miroase adulmecă niște flori. Ok. Și mi-a plăcut faptul că el a combinat florile din oraș cu florile de pe perete. Okay. El a adus, practic, inițiativa asta să aducă puțină culoare și puțină verdeață când nu sunt florile în timpul rece. Da. După cum vedeți, sunt bine întreținute. Uite. Deci puteți vedea și câteva cadre. Sunt... Chiar dacă oamenii n-aș, cum se întâmplă de obicei, mai sunt cărcotați și zic, doar flori și atât, nu contează doar flori. Un palmier, n-a spus domnule. N-a spus și voi un palmier, să fii și voi mai, să fie mai exotic ceva. E, nu-i nevoie cât noi ne rezumăm la lucruri care pot fi întreținute. Da. La botanică care poate fi întreținută la clima noastră. Pe care o avem, da. Bulevardul are și o istorie plină de case cu flori. Da. Deci ideea asta de flori totuși vine cumva din trecut, nu e neapărat după 90. Okay. Deci nu, asta am zis că nu a fost o chestie politică, deci a fost o chestie care ține de memoria orașului. Okay. Ajungem în curând la o casă neoromânească superbă. Când vorbim de neoromânesc, în primul rând trebuie să venim în Oltenia. Tot ce înseamnă neoromânesc, tot ce înseamnă influențe neoromânești au venit și de la Cule. Da. Practic, Brâncoveanu are faimosul mănăstirea de la Hurezi, care până la Palatul Mogoșoaia, acela a fost primul model de arhitectură brâncovenească. Da. Care mai târziu devine avem și niște case foarte interesante. Poți să continui pentru că în timpul ăsta filmăm și căsuțele. Această casă este a celebrei familii Bejan. E o familie care se trage din primii farmaciști ai orașului. Ok. Există farmacia Bejan astăzi, da. Chiar dacă ei se numesc Bejan, au legătură directă prin, cum se întâmplă de fapt de-a lungul istoriei, cu o parte din membrii familiei care au continuat. Și este una din cele mai vechi familii de farmaciști din sudul României. Și aici, efectiv, avem o superbitate de casă neoromânească. Da. Astăzi, Casa Căsătoriilor, în trecut, era casa unui avocat. Acum, poate nu o să ținem minte numele, dar o să țină după flori. Veniți la casa avocatului Petrescu dacă vreți să vedeți cei mai frumoși trandafiri din oraș. Ok. Deci aici erau puși, deci aici dacă vreodată, când vedeți florile, tot timpul păstrează flori, vezi, combinații de două flori diferite, da, de două tipuri vedem, de flori. Da. Și vedem că a fost și recent restaurat, da. După, noul strat de vopsea, dar s-au păstrat detaliile. Ok. Noi știm astăzi, din păcate, cum nu trebuie restaurat un stil. Da. Totuși, în Vâlcea se pot vedea foarte multe restaurări de bun gust. Ok. Lumea, chiar dacă ai bani, nu înseamnă că ai neapărat și bun simț. Asta se știe în general. Aici, totuși, multe sunt ori deținute de primărie, ori de inițiative private. Inițiative private sunt foarte multe grădinițe. Ok. Care sunt păstrate ori în stil francez, ori neoromânesc. Când spunem Vâlcea, în perioada interbelică, aici venea Caragiale să predea la un cel mai mari licee, liceul la Hovari. Aici trecea Nicolae Iorga în drumul lui spre Hurez. Pe aici venea Regina Maria care în... trebuie să continuăm ușor. Regina Maria care în peregrinările ei, până să ajungă la casa celebrului Ighe Duca, care era la Măldărăști, da. Care are și culă, scrie în memoriile sale acest oraș al meu de suflet de care nu am timp să mă bucur.
Pentru că era un oraș, era considerat un, de fapt, bijuteria orașelor de provincie. Pline de case de genul ăsta. Lângă casa avocatului Petrescu avem o altă casă, al unui alt afacerist astăzi. Chiar nu știu dacă mă întreb exact ce o să fie aici, nu știu să da, spun. Vedem că mai e puțin și da, se va finaliza. Se va finaliza. Mă bucur totuși că s-a păstrat detaliile. Da. După cum vedem un pic aici sus, s-a păstrat o mică pauză. Da. Un mic așa. Vedem balconul, scările și arcada. Asta e tipic de la mănăstirea Hurezi. Inițial vedeam animalele importante care sunt de la mănăstirea Hurezi, grifonul, vulturul sau leu. Animale care se văd pe stindardele familiilor boierești. Okay. Cum avea și Brâncoveanu, vulturul bicefal, care astăzi este folosit pe multe alte stindarde naționale, pe stindardul Rusiei, pe stindardul Serbiei, dar și pe cel ortodox. Okay. Nu este o întâmplare faptul că acesta era folosit ca exemplu de putere nobiliară, cât și pentru o biserică. Pentru că familiile erau mână în mână cu biserica. Vrei să cumperi pământ? Mergeai la un reprezentant al bisericii din zona respectivă. Okay. Noi suntem în județul Vâlcea, care concurează cu județul Suceava, la numărul de schituri și biserici. Deci, practic, avem... Ei sunt tot timpul, pe primul sau al doilea loc, concurează amândouă la nivelul acesta. S-au păstrat în zona aceasta, pe partea cealaltă, unde vedem blocurile. Da. Aici avem un exemplu de blocuri care au încercat să păstreze totuși... Vedeți o diferență între blocurile tipic, alea brutaliste pe care le știm da, noi? Da, și cele de aici, da. Vedem trei coloane, acele trei linii. Da, pe peretele linii, din stânga. Da. Cele trei linii erau spicul de grâu. Ok. Deci astea sunt făcute în anii 50-60. Ok. Totuși, sunt de patru etaje, acoperișul este de pe influență de la case. Da. E făcut stil ca... Stil vilă. Stil vilă, da. Bloc vilă. În ideea de a păstra, n-aveți voie să veniți cu alte detalii decât cel stilul acela care se numea socialist realism. Da. Știam cât de realist era, știam cât de socialist nu prea era. Astea erau frumoase. Totuși, din zona aceasta au fost demolate foarte multe case vechi. Bănesc că era cumva în oglindă. Era în oglindă, exact. Da. Exact, bine spus. Pentru că s-a păstrat acea organizare sau planificare urbană din Anglia sau Franța. Ok. În care bulevardele principale aveau casele impunătoare și fiecare casă avea o grădină și un părculeț, sau aici numit zăvoi, da. Se numește grădina zăvoiului. Ok. Superbă. Și care să aibă legătură, o planificare da. Urbană. Haideți să mergem și la aceasta și da. După aceea o să ne întoarcem pe o străduță. Seamănă cu casa de Târgoveți din Ploiești. Exact. Și știu de care spui, da. Pentru că în zona erau foarte multe case de Târgoveți, nu toate sunt înregistrate ca monument istoric. Trebuie să treacă printr-un proces, da. Din păcate, care e complicat. Complicat, nu intrăm în detalii. Da. Aceasta, ia uitați, toată zona aceasta nu a fost demolată pe acest principiu, pentru că este declarată zonă urbană protejată. Deci zonă? Toate casele de aici sunt protejate. Toate casele de pe această stradă. Strada care se numește... Pe Mihai Viteazu. Mihai Viteazu. Ok. Deci, foarte practic, interesant. Vedem și Grigore Cerchez, un mare arhitect care construiește. Casa a aparținut unui primar care se numea Balotescu Zanfirescu. Iar casa, acum, mă rog, este împărțită între două familii. Inițial apărea unei singure familii. Vara aici explodează de flori. De flori, da. Și de detalii. E o casă superbă. E o casă superbă și îi apare în cele mai multe poze. Când vorbiți de Vâlcea, să țineți minte că aceasta e una din cele mai fotografiate. Și pe okay. bună dreptate. Are și unul din modelele pe care le vedem la ceramica de Horezu. Da. Crucea în stil vertical și în X. Da. Acest simbol îl știm împreună cu cocoșul de Horezu și toate sunt zone etnografice
identitari aparțin de această zonă. Ok. Haideți să continuăm un pic, da? Să vedem. Să intrăm pe stradă. Că mai, să vă mai arăt câteva din case. Da. Totuși, o mare parte din ele, v-am zis, sunt puține care încă s-au mai păstrat. Da. Noi proprietari... Na. Uite ce frumoasă e strada. Dacă te uiți așa în față... Da, mai e superb. Să vezi toți copacii înfloriți. Toți copacii aliniați, magnoliile înflorite. Da. Cel mai bine de văzut e exact pe timpul acesta, chiar exact când e puțin înnorat, pentru că combinația de verdeață pe tot bulevardul și cu noi îți dă o... Nu știu, pentru mine mi se pare mai frumos totuși când e înnorat așa și nu plouă. Da. Într-un fel, pentru că captez mai bine verdeața din jur. Da. Avem și magnoliile pe bulevard. Și nici nu e toată verdeața înflorită, cât să mai putem vedea printre, exact, printre copaci și clădirile. Exact. Și vedem aici, o să vedeți... stilul neoromânesc, pentru cei care nu știu sau poate care n-au apucat, când vedeți arcada trilobată, așa, și cei doi stâlpi și trei geamuri cu diferite... O vedem pe aici pe undeva? Da, în partea dreaptă. Și din dreapta de pe colț. Exact, casa de pe colț. Dreapta colț. În dreapta colț. Cealaltă este... dreapta? Aia. Acela e un exemplu. Vedem intrarea, da? Da. Trilobată. Inspirată după modelul bisericilor bizantine, okay, catedralelor bizantine, da, mari, dar de asemenea are legătură și cu simbologia religioasă, numărul 3. Ok. Deci cu Trinitatea. De aia s-au pus specific. Acest model este folosit de asemenea, dacă vreodată mergeți și vă spune cineva la vreun muzeu al satului, această școală este de tip haretiană, da, țineți minte că Spiru Haret a promovat acest model de sală, de clasă, în care intri în mijloc, în mijloc este catedra și iar în stânga sunt clasele, de clasa 1-a, a 2-a și restul de mai mari. Da. Ca să fie mai ușor. Asta s-a păstrat mai târziu în arhitectura din anii 20-30. Ok. Toate casele din această zonă sunt pline. Haideți să mergem un pic, că da, putem să facem un ocol. Uite și cea de pe stânga arată bine și... Da, dreapta. Da, asta e. Nu toate au placa de monument istoric. Da. Nu e, mă rog, în legislație spune că toate proprietarii sunt obligați să pună. Da, să pună placa. Dar toată zona de aici sunt foarte multe case și de aceea unele sunt și în aceasta e recentă. Reabilitare. Da, reabilitare. Da. Bine, na, dacă ne uităm un pic sus, nu s-au mai păstrat neapărat. Dar s-au păstrat totuși arcadele. Da. E și foarte greu să... În partea dreaptă aici. De asta zic, că e și foarte greu să păstrezi. Nu e imposibil, totuși... Na, aici sunt multe discuții și neapărat să intrăm în detalii. Cât, da. Să vedeți acum... Să vă arăt ceva și mai frumos, o casă neoromânească, unde proprietarii chiar au păstrat-o aparținut unui general din primul război mondial, după aceea unui preot. Da. Exact cum o vedeți acum, nici măcar o bucată din ea nu a fost modificată. Ok. Cea de acolo? Cea de acolo. Eu numesc castelul, micul castel Disney de Vâlcea, care are și acel turn, da, de exterior. Are e superb. Are un balcon frumos, da. Deci e o casă superbă. Când făceam tururi online, aici o terminam turul. Okay. Pentru că era de impact. Și era așa de pe tort. Exact, exact. Da. Și când vedem de asemenea aceste mini-turnuri, să țineți minte de asemenea că, da, este meritul primei femei arhitect românce, Virginia Andreescu Haret. Nu este o coincidență Andreescu și Haret, pentru că este nepoata celebrului pictor Ion Andreescu, okay, și se căsătorește cu un nepot al lui Spiru Haret. De aici Andreescu Haret. Okay. Acestei doamne îi datorăm, în stilul neoromânesc, aceste mici turnuri, ori rotunde, sau ca turnul de prințesă, ori pătrat sau... Na, colțuri. Colțuri. Da. Mai avem modele la case și aici, în partea stângă. Cât s-a putut păstra? Na, pentru că modele erau pe toate arcadele, dar faptul că încă mai sunt, face această zonă una din cele mai plăcute în plimbare. Și... Este una singură care e... Una e în restaurare și una e de vânzare. Da, o vedem pe cea
Din dreapta că e de vânzare, da. Exact. Cea de vânzare, dacă mă întreb de cam cât ar fi... N-ai dat un telefon să... Am dat. Așa, și n-au zis? Ajunge cam la o casă aici, în zona asta, la 200 de mii. Asta era la, când am sunat eu acum un an, 240 de mii de euro. Ok. Na, a mai scăzut prețul, probabil o fi rămas la fel. Cine nu știe? Nu știu să spun. Da. Dar... Atâta era acum un an. Mai ales că sunt case istorice. Au și un regim special de întreținere. Exact, și regim de întreținere și este și foarte greu astăzi, să fim serios, să găsești neapărat arhitectul, dar echipa de muncitori care să-ți păstreze, să-ți modeleze totuși. Da. Da, deci am făcut o cercetare la un moment dat, dacă se mai construiesc case în stil neoromânesc. Ok. Fii da, sunt. Da? Sunt câteva familii care își doresc să păstreze asta, să continue. Dar cu meșterii? Asta e. Este o doamnă arhitect, îmi scapă numele acum, dar se găsește foarte ușor la o căutare pe Google, doar să caute cineva, arhitect casă neoromânească actuală. Ok. Na, proiectul unei case e foarte scump, în general, mai ales când se păstrează în stiluri vechi. Da. Casele respective au fost prezentate și ca model de casă pasivă, gen, păstrez stil neoromânesc, dar are și panouri integrate, nu se văd panourile pe acoperiș. Ok. Adică poți să o faci și de bun gust, dar să ai și zero energie. Să fie și actuală, da. Evident, au câștigat, cum câștigăm de obicei, premii în afară, dar nu s-a produs finanțarea în țară. Da. Cum se întâmplă. Aici mai avem un model foarte interesant, în această zonă a unui leu. Da, vedem leu acolo, acolo, da. E chiar... Unul din puținele elemente care au fost păstrate, aici a fost, de fapt, au fost câteva instituții la un moment dat, a ziariștilor în turism, dar văd că s-au scos plăcile, înseamnă că nu mai sunt, o să fie altceva, nu știu să vă zic, dar e un model care s-a păstrat într-o casă complet restaurată. Aici erau mult mai multe alte modele care au dispărut în timp și, practic, cu... Mă rog, strada continuă și încolo, însă nu s-au păstrat la fel de mult cât în partea asta. Ok. Deci zona asta este... Deci asta e zona bogată. Deci practic asta... Clădiri. Da, exact. Asta este zona, de fapt, urbană protejată. Adică aici avem arhitectura... Okay. Cea mai rămas din arhitectura păstrată a unui cartier. Da. Pentru că, în general, facem acum, o să facem stânga. Da. O să începem să vedem blocurile. Da. Deja le zărim, da. De ce menționez asta? Pentru că pe partea blocurilor erau alte case în stil francez. Da. A fost chiar și Art Deco. Ok. Un singur Art Deco s-a mai păstrat în oraș. De fapt, nu, două modele, scuze, dar prea puțină lume își mai dă seama de asta decât dacă faci totul arhitectural. Noi facem și asta. Încercăm totuși să mai prezentăm oamenilor, că știi cum e, treci pe lângă case, te plimbi pe stradă, noi te grăbești în multe locuri, da? Dar de fapt uităm că pe lângă... Alea sunt doar niște destinații, o să treacă. Da. Toate problemele trec, numai că suntem atât de prinși că nu ne mai putem bucura sau relaxa cu ceea ce vedem în jur. Și uităm să ridicăm capul, uităm să ne uităm în stânga sau în dreapta și să vedem... Să fim atenți, să dăm atenție la un detaliu sau ceva, da. Și trece altfel peste probleme. A, și ce dacă mă duc acolo? Uite ce frumos! Te și relaxează. Da. Și oamenii trebuie să înțeleagă că ce pot să le recomand când merg, în primul rând, ridicați-vă privirea din pământ. Da, știu că toți avem probleme, astăzi nu mai menționez câte sunt, dar tot de noi depinde să ținem locul frumos. Dacă noi nu ridicăm privirea, dacă noi nu ne implicăm, nu ne așteptăm de la alții să facă, pentru că tot de la noi începe. Bineînțeles. Nu o să facă nimeni pentru noi. Asta e și un îndemn. Asta e și un îndemn pe care îl zic tot timpul. Ține spatele drept, fii tu demn și în același timp când treci de probleme, ține minte, caz de 7 ori, te ridici de 8. Noi avem orașe în țară, cum e și Vâlcea, care se mai păstrează. Totuși aici în comunitate, oamenii cu care colaborez de la Biblioteca Județeană. Da. Niște oameni extraordinari și țin să le menționez pe această cale. Doamne, domn cu care colaborez de acolo, o salut și pe doamna Corina cu această ocazie. O salutăm și noi. Pe doamna Dana, de asemenea, care tot de acolo e.
cu inima deschisă, tot timpul vin sau să ne pun la dispoziție ce avem nevoie pentru grupuri. Am făcut tururi și pentru străini. Asta e interesant. Se mai implică cineva și... Vezi nivelul, se vede nivelul ăsta. O să iasă și niște rezultate, se vede și niște rezultate, ceea ce asta e, e da. Bine, e ideal. Se vede această implicare și uitați, mai sunt câteva case neoromânești aici în față. Da. Noi o să trecem, o să facem stânga și o să vă duc... Deci traversăm sau... O să traversăm, da. Ok, da. Mai așteptăm un pic. Bineînțeles. Da, ce vreau să zic e că oamenii chiar se implică. Mai ales suntem și singurii care facem evenimente în oraș. Adică nu avem concurență. Ok. Chiar dacă ce fel de evenimente? Adică vânători de comori. Ok. Deci dacă veniți vreodată în oraș, da, facem tot ce înseamnă să caute comori arhitecturale, locuri, chestii ascunse pentru copii. Ok. Cât și pentru adulți. Și unde, cum intră în jocul acesta? Practic, ori le facem printate, okay, pentru cei mai mici, ori digital. Și unde trebuie să vină cel care vrea să intre în joc? Noi le punem pe Facebook. Ok. În primul rând, ca să ne facem cunoscuți, noi de multe ori suntem sunați de la cei de la Centrul de Informare Turistică, da, care de asemenea ne mulțumesc. Pentru că ne sună și tot timpul. Și noi, pentru că ei ne-au creat legătura și au fost foarte deschiși în materialul pe care îl facem. Și a, deci ați fost și la ei, ați făcut și cu, am vorbit cu ei, am vorbit cu ei și au fost foarte deschiși în orice colaborare și ne-am făcut legătura cu voi și a fost o... Păi sunt niște fete extraordinare. Da, o conexiune foarte interesantă. Țin să le mulțumesc că tot timpul ne ajutăm unii pe alții și le mulțumesc din nou că păstrăm această conexiune. Da, păi așa se pot mișca lucrurile în sensul frumos, bineînțeles că altfel. Deci în oraș mic chiar se mișcă lucrurile. Adică dacă vrei să faci ceva, este și intenție, din ce am văzut. Că degeaba vrei să faci ceva dacă nu ești un interes. Asta am observat și noi, da. Aici chiar este interes să se promoveze. Sunt oameni pe care i-am cunoscut care vor să facă din orașul ăsta o bijuterie. Și poți să faci multe aici, chiar cu puținul rămas. Da. Ai pe lângă Vâlcea, ai, mă rog, de aici faci jumătate de oră până în Călimănești, Căciulată, da? Da. Acolo alte bijuterii de clădiri. De aici până la Horezu faci 40 de minute? Da. Deci, mă refer ca distanță, ai la Costești Trovanții, niște pietre extraordinar de interesante pe care recomand pe toți să oprească. Care sunt organizate și menționate de cei de la Oltenia de Submunte, da, care ei fac treaba acolo și fac printre multe alte lucruri. Și trecem acum, am zis să trecem un pic prin această zonă, să vă mai arăt o ultimă parte de vile, mă rog, mai noi construite, dar pe baza unor mai vechi, câteva blocuri care totuși sunt un pic mai aerisite. Și sunt mai diferite. Nu sunt ca cele de la șosea pe lângă care am trecut. Ia uitați-vă la cea din stânga, acolo sus, ultimul etaj, e din lemn. Toate erau din lemn. Balconul din lemn. Balconul din lemn de sus. Acolo era unde cercul respectiv, erau niște modele din perioada socialistă. Ori soarele, din ce mi-aduc aminte, din alte clădiri de genul ăsta, erau tot ceva legat de agricultură. Ok, ok. Că nu puteai să ai altfel de dei în burghezul moșerie și era evident, n-ai ce căuta cu aceste modele aici și erau interzise. Da. Dar cu toate astea, unele din familii și-au păstrat ori balconul... Uite și aici, se vede mai bine. Deci se putea face și atunci, se puteau face clădiri. Care mai păstrau, mai inserai cât un detaliu frumos. Da. Punem oricum cum vrea partidul, punem și un soare sau un spic de greu, dar ne facem și noi treaba. Pe unele din blocuri se mai pot vedea ceramică de Horezu. Ok. Poate avem norocul să vedem asta. Nu știu, să spun că se mai schimbă lucrurile și se mai modifică. Da. Da, se construiește și la noi, se fac foarte multe blocuri, din păcate. Avem aici pe stânga o construcție nouă. Da, eu o să fie un nou bloc de apartamente, zic din păcate pentru că sunt foarte aproape făcute de clădiri importante și se ia imaginea sau vrei să faci o poză a acestui liceu superb, da, din nou în neoromânesc, da, și se taie această deschidere, acest spațiu deschis. Da. Acest liceu pe care vreau să-l menționez, proiectat de faimosul Ghica Budești, este unul cel mai cunoscute licee din oraș.
Ok. Stilul este foarte interesant, tot neoromânesc, dar piatră de râu și cărămidă. Da. Vedeți, dacă vă uitați acolo chiar între arcade, se vede urma de cărămidă, da. Dar și piatra de râu între. Da. Ghica Budești era cunoscut pentru dea lui dea. El și un membru Canta Cuzino, putem să stăm chiar aici, un pic că nu vine nimeni. Da. Asta e și avantajul vâlcic. Poți să stai în mijlocul străzii sâmbătă sau duminica și da. Poți să-ți faci pozele fără să fii deranjat. Și nu prea aveți cabluri pe sus. Am observat că le-ați cam îngropat. Da, noi mai avem. Dar abia aștept să scăpăm de ele. Noi din București mă refer. Păi știu că și eu sunt bucureștean și știu să ai o atracție, din păcate, când vin străinii. Uaule, ce sunt bananiere sau cocotiere ăștia de cabluri? E ceva care duce, trebuie să vă fac un alt tur. Dar o altă explicație, na, o știi și tu, o știu și eu, nu s-au băgat la timp în pământ. Aici, totuși, nu s-a făcut de la început chestia asta și se vede. Da. S-a păstrat doar o linie anume și nu era nevoie să pună să încarce. E da. Și orașul în care fiecare își făcea netul la el la bloc, da. Până să fie în București. Okay. Foarte multe, probabil ți-au auzit și de celebri hacker care vin din zonă și care își făceau propriile lor locații de net și așa la bloc. Și, dar s-a păstrat un fel de curățenie la cablurile lor. Nu s-a insistat după cum. Nu e nicăieri chestia asta. E mai mult în București. Da. Revenim la liceu. Da. Că practic s-a păstrat în întregime. Se păstrează detaliile de sus, detaliile care se văd de fapt, se găsesc pe iile noastre. Da. Deci avem, haideți să și vedem un pic. Da, tot am zis că nu te deranjează nimeni, a fost acum cineva să ne strice. București al nostru. A, chiar cu număr de București, da. Setup. Da. De ce menționez asta? Avem din nou o cruce. O cruce formată din cercuri. Da. Nimic nu e întâmplător, crucea în spațiul nostru este primordial, e esențial. Ori în X, ori în vertical. Dacă aveai crucea la intrare, erai protejat. Toți invitații tăi erau protejați dacă treceau curtea porții. Da. De asta avea... Sunt și porți vâlcene la Muzeul Satului. Ați apucat cumva să ajungeți la... N-am apucat, nu. Nu. Da, luni. Deci mai aveți de... Dar nu în Vâlcea, Muzeul Satului din București. Din București, da. Ok. Că ați văzut, mulți aveau case mai mari, în care totuși au și acele porți cu un X sau un cruce în verticală. Da. Ce era, de fapt, modelul de... Casa asta e protejată. În fața mitologiei noastre, cu vârcolacii, cu noaptea de Sfânt Andrei. Asta e o chestie tipic de Halloween-ul pur românesc. Da. Despre care mulți uită că na. Adoptăm tot ce e în afară, dar uită-ne de cine. Nu le uităm că le putem face pe tur, ca să țină lumea minte. Exact. Și noi le arhivăm aici pe cameră. Perfect. Și le dăm mai departe. Uitându-se da. La videouri cu noi și învață mai multe așa. Da. E un nou mod de a învăța istorie. Da. La pas. Da. Clădirea, terminată până la Primul Război Mondial. Da. Aici vine Ion Luca Caragiale și este profesor de gramatică, okay. O perioadă de timp până pleacă la Berlin. Este atât de bine construită, atât de bine sudată, că a fost bombardată în al doilea război mondial. Ok. Vâlcea a fost unul din orașele în care au fost foarte multe trupe germane staționate. Motivul fiind și calea ferată care ducea către Ocnele Mari. Ok. Foarte multă sare și atunci era luată și folosită de armata germană, cât și de noi. Dar asta a fost sursa de îmbogățire a familiilor din zonă. Da. Acoperișul cam, a rezist... Cam cât de gros ar fi peretele? Ai vreo idee? Le-ai văzut așa deci, mai practic, mai detaliu? Deci, practic, am văzut până în doi, în anumite părți, un metru, metru jumate. Ok, ok. Să deci... Și e, mai ales în zona asta, e până cam un metru... Hai, un metru, să zic. Deci, ceva de genul acesta. Mai ales la bază, da. Era necesar... ca structura să reziste în cazul unui cutremur. În 77 s-a simțit. Deci a fost bombardată. Asta a fost bombardată, să revenim la asta, da. Să terminăm corect. Și doar o mică gaură în acoperiș a fost făcută. Ok. Deci a fost bombardat. Ion Antonescu a cerut ca liceul să fie transformat în spital. Pe bună dreptate, pentru că veneau trupele române care se și retrăgeau de pe frontul din Moldova. Da.
și multe veneau prin Vâlcea pe Valea Oltului și ajungeau la unul din spitale. Asta era și unul din cele mai mari spitale de război din acel timp, mult mai mare decât unele din București. În București aveam Spitalul Colțea, unde au fost tratați foarte mulți oameni, unul din cele mai mari la vremea respectivă. Asta era cel mai mare de aici. Ok. Putem să continuăm, de fapt, haideți să vă arăt, mergem așa, în jos, pentru că vreau să vă arăt și alte comunități care mai sunt în oraș. Da. Avem toată zona asta de aici, evident, au fost case distruse, unde se construiesc blocurile. Da. Erau ori sanatoriu, primul liceu de fete și băieți, da, unic în sud, okay, pentru că de obicei le aveai adică separate. Erau, da, da, erau mix. Erau mix. Da. Și Vâlcea e cunoscut și ca printre cei mai importanți profesori de gramatică care vin și vin în București din Vâlcea. Okay. Deci foarte mulți profesori de limba română și de gramatică vin din zona asta. Ok. Avea foarte multe școli și licee. Mai ales că era și o deschidere, că foarte multe familii de boieri își donau pământul. Pe vremea aia, politicienii își donau pământurile ca să construiască școli și biblioteci. Da. Așa construia orașul. Da. Efectiv. În partea dreaptă, o să vedeți în curând un sediu de bancă. Este Unicreditul. Neapărat că fac reclamă băncii, dar vreau să fac reclamă clădirii. Da. O parte din stilul acesta pe care îl întâlnim mulți, putem să traversăm. Da? Să traversăm, hai, să prindem. Practic, ce vedem e acel exemplu de casă în stil olandeză. Așa. Adică dacă ne uităm la fațada de aici, pentru cei care ne privesc, cu masca de sus, cu acoperișul țuguiat, cu modelele acestea, care se găsește foarte mult în modelul și modelul austriac, în modelul imperialist. Da. Aceasta a fost una din casele ale parohului, bisericii aici de lângă noi. Da. O biserică luterană, fostă evanghelică. Ei încă mai au o comunitate mică și încă vin aici. Din păcate nu se poate vizita. Ea este momentan închisă pentru restaurări, din ce am înțeles. Okay. Dar e una din puținele exemple de biserici păstrate. Aveam o comunitate atât de catolici aici, de evrei, greci, bulgari, care și aveau propriile biserici. Foarte multe din ele au fost distruse. Da. Deci tot ce s-a mai păstrat, ce pot să vă zic, pe lângă cele ortodoxe pe care le avem, aceasta e una dintre ele. Dintre ele. Da. Putem să trecem oricum pe lângă ea, da, ca să aveți un cadru mai aparte, așa, să se vadă și turnul. Adică e ca și cum ai intra în Sibiu sau, okay, pe strada asta. Asta e ideea. Da? Ia să vedem. Să-ți dea o impresie de turn înalt, un singur turn. Da. Când vedeți acele mici turnuri țuguiate în jurul turnului principal. Care sunt patru. Fiind de la cele patru evanghelii. Da. Deci așa îți dai seama de biserică evanghelică, da, inițial. În partea din spate, puteți să vedeți, e un mural tipic din perioada socialistă. Acolo este clădirea arhivelor. Deci acolo tot ce înseamnă arhive sau scrisori, documente ale familiilor vechi, acolo se pot găsi sau oamenii pot cere informații. Ok. E de fapt... ca impresie, ce crezi că bătălie importantă? Că e una din bătăliile noastre de preț. Dacă ar fi și colorat, ar fi și mai fain, da, dacă s-ar reface. Nici nu prea văd de la o așa distanță mare. Dar uite-te că ei sunt de pe niște dealuri care trag în... E practic bătălia de la Posada. Aha, ok. Celebra încă discuție unde a fost acea că, de fapt, Posada înseamnă trecătoare. Da. Nicolae Iorga e primul care menționează ideea de o posadă. Ok. Acea bătălie care nu a fost fixată undeva, dar pe baza unor descoperiri mult mai recenți și a unor istorici care mai puțin ascultați, se pare că drumul, unul din drumurile care duce spre Curtea de Argeș, acel drum prin câmp, care duce până la Câmpul Lung, da, există o parte din ea, era o trecătoare și care ducea până la curtea, că acolo trebuia să ajungă... Ok. Și de acolo se pare că a fost. E posibil, da. Pentru că cele mai multe indicii duc spre zona aia. Ok. Pentru că
atunci când armata ungară, ca Robert de Anjou trecea, nu avea interes să vină prin Vâlcea. Era un târg. Okay. Dacă e să o luăm logic, trebuia să treacă, să ajungă cât mai repede prin trecători, cele mai mari scurtături. Da. Dar și periculoase. Da. Își asumau chestia aia și acum, mă rog, știm, în cronica pictată de la Viena și în alte cronici, ce o mare parte din nobilimea urgană a fost decimată în 1330 acolo. De asemenea, vreau să menționez cu ocazia asta că nu am aruncat doar cu pietre, nu am tras doar cu arcuri, am avut și cavalerie. Okay. Într-un articol german, dintr-o cronică germană, se menționează, după urma acelei victorii, că cavaleria română, aflată sub basa arab, i-a întâmpinat pe cei rămași, pe cavaleria nobiliară ungară, da, și în care au avut niște lupte crâncene. Okay. Deci nu a fost doar aruncări de pietre și cum am învățat noi în școală. Nu, am avut și noi cavalerie. Asta este menționat și în turnirurile care au avut loc mai târziu. Neagu Giuvara menționează de câțiva voinici, ca așa erau cunoscuți la noi, nu cavaleri, da, care mergeau în celebrele turniruri. Unde? La Buda. În zona noastră de est, pentru noi Parisul turnirurilor era Buda. Okay. Sau la Viena. Dar Viena devenise mult mai, nu era neapărat atât de preferată pentru asta, cât Buda devenise mai, era și mai aproape și erau și interesele mai aproape de noi. Da. Haideți să continuăm pe bulevard. Poate avem norocul să prindem niște, au fost restaurate recent și zic norocul să poate prindem niște ceramică de horezul pe la balcone. Ok, hai să vedem. Ideea e că o să ajungem în stânga, o să traversăm, da, și vreau să vă arăt unul dintre cele mai frumoase case, care astăzi e Muzeul de Artă. Ok. Muzeul de Artă Simian. Și când zici familia Simian, zici o poveste de 200-300 de ani. Ok. E, practic, o familie înrădăcinată în istoria orașului și cu foarte multe beneficii pentru oraș. Ok. Ia să vedem. Inițial acolo sus unde erau cele de cărămidă, dar nu se mai văd, din păcate. Poate avem un pic noroc cu tot, sper. Poate prindem ceva, dar totuși blocurile, na, aici nu s-a vrut să fie mult mai înalte, ci tot așa să păstreze acea arhitectură cumva de case vechi, să nu fie neapărat brutalist. Da, ceea ce e bine. Da, mai ai câteva unghiuri moderniste, mai ai... Da, uitați, aici pe colț, uitați, pare. Am găsit-o. Acolo, la balcon, sus, sub flori. Deci, deasupra la analizele, deasupra magazinului cu analizele exact medicale, deasupra, dacă dați două etaje. Vedeți? Două la etajul 2. La etajul 2. Da. Unde sunt florile. Și vedeți două steaguri ale României care arată ale Franței acum, că s-au decolorat. Le vedem pe perete acolo, ia micuțe. Uitați, aceea e ceramica de horez. Și între ele e ceramica de horez. Da. Deci așa arătau blocurile inițial aici. Da. Așa aveau prinde farfurii, o parte de familia aceea, mă bucur că au păstrat și că totuși se poate vedea. Da. Avem de asemenea și o clădire în Cartea Recordurilor. Așa? Oh. Din păcate nu mai putem intra la ora aceasta, dar eu zic să veniți deci, de acolo cu cupola? Uite, punctul de aici. Vino aici. Uite, vino aici că se vede se bine. Poate vedea cupola, se pot vedea niște detalii. Da. Cupola aceea este în Cartea Recordurilor de câțiva ani de zile. Mi se pare că din 2015-2016, vicepreședintele Uniunii Artiștilor Locașilor din România, Gheorghe Dican, este artistul acelei lucrări. Okay. S-a dorit un acoperiș mai special. Așa. El nu neapărat, el nu a lucrat să intre în Cartea Recordurilor, el și-a făcut treaba, dar a făcut o lucrare reprezentând cele 12 zodii, da, și cele 12 scrieri în nume, printre care și tărtăria. Ok. Pe lângă asta, ai cele patru elemente în jur. Apa, aerul, focul. Apa, aerul, focul și pământul. Ce vrea să zic? E de fapt geneza lumii. Ok. Pe acoperiș. La un moment dat, cineva l-a abordat din afară și a zis că lucrarea ar trebui să apară ca un record. Dar nu a putut încadra niciun record, pentru că nu era o categorie. Aha. Și s-a creat o categorie specială. Special pentru asta. Pentru acoperiș, fiind așa, cea mai mare cupolă arcuită, da, de sticlă din lume.
Deci Vâlcea este cunoscută și în Cartea Recordurilor. Sunt, de fapt, două cărți ale recordurilor. Noi mulți știm de Guinness Book of Records. Da. Aia e o inițiativă privată. Da. Dar este și World Records Association. Ok. Asta a intrat în World Records Association. De ce menționez asta? Că și eu de mic eram pasionat de Guinness. Primisem cărți sau nașul meu. Cred că toți băieții. Cred că toți erau. Am fost pasionat de asta, da. Și la un moment dat citeam niște articole, niște recorduri foarte ciudățele. Mhm. Care unele nu ar trebui neapărat menționate că îți provoacă scârbă. Ok. când spui World Record Association, sunt recordurile de multe ori. De bun simț, de bun simț. Ok. Nu prea auzi din astea exagerate. Da. De obicei când te uiți la Guinness, sunt cele mai ciudate și cele mai... Da. Dar asta e studiat, adică oricine se poate uita și vedea. E, noi mergem încolo. Ok. Practic noi o să traversăm. Da. Mai avem puțin până la casa lui Anton Pan. Ok. Și vedeți că noi practic am făcut un înconjur așa, rapid. Deci am ajuns la principalele obiective, nici jumătate. Câțiva pași. Da, 40 de minute. O oră. Avem o oră pe... Dar câțiva pași. Adică totul e aproape. Aproape, da, e preajmă. Noi o să continuăm pe partea aceasta. Aici avem Muzeul de Istorie. Aici se pot găsi, vedem și cele două tunuri. Da. Aici se pot găsi... Practic, de multe ori sunt expoziții de artă, da. Chiar pot fi și expoziții, a fost și expoziția lui, lucrarea lui Dalí. Na, pot fi și alte tematici. Eu recomand ca oamenii să vină să vadă istoria din timpul lui Mircea. Se pot găsi una din cele mai vechi cărți, okay. Cele mai vechi hrisoave în Muzeul de Istorie. Scuze, și de asemenea era o zonă cu bombele care au fost aruncate aici. Al doilea război mondial. Dacă cineva vrea să pună mâna pe o bombă neexplodată, în Vâlcea e pasionat de așa ceva, aici e devenit. Ok. Să se simtă bombele. Ajungem și la biserica aceea de lângă muzeu, din față, care are, da, și florile, din nou, vă zic chiar, e, toată zona e, nu multe numai flori, o parte. Multe flori. Da, și nu numai, exact tot bulevardul. Noi aveam întrebarea asta între noi, oare doar aici, în centru, unde am nimerit să oprim și să ne întâlnim, sau o fi și mai îndepărtat de centru? Este mai îndepărtat. Spui că este. Da, adică până la ieșire din oraș, eu stau în nordul orașului. Ok. Și până la ieșire o să vedeți florile acestea. Ok. Nu e doar pe... Deci este peste frumos. Tot, nu e doar de centru și aici ne facem pozele. Okay, nu, okay. S-a păstrat peste tot. Aici avem o biserică specială, specială în mai multe puncte de vedere. Se numește Toți Sfinții, da. Sau Sfântul Mina, pentru că aici sunt moaștele a mai multor sfinți. Okay. Bucățele rămase și păstrate în ea. De asemenea, are o legătură cu... Anton Pan și cu memorialul rezistenței anticomuniste. Ok. În interiorul bisericii, uite, văd că este și o... Da, cred că e un mărunt. Și avem o imagine a lui Iisus Hristos. Din ce știu, aceea a fost pictată, cred că tot de Adrian. Și spun asta pentru că nu era inițial acolo, a fost, el e singurul care pictează în oraș, care pictează alte lucrări. Am avut și alți artiști care au venit cu ocazul festivalului și au făcut artă stradală. Ok. Dar e interesantă imaginea cum a fost alesă pe acel trunchi, fix în curtea unei biserici cu o mare însemnătate. Aici, cum vedem în fața unde e simbolul cu Nihil Sine Deo, acela este... Aceea e... Deci, acea flacără pe care o vedem acolo. Exact. Acesta e unul din locurile în care oamenii pot veni să aprindă o lumânare pentru cei care au, pentru cei din rezistența anticomunistă. Este o listă a vâlcenilor acolo care au pe suferit. Stânga. Exact, da. Pe stânga. Haideți să vă arăt. Hai pe la listă. Chiar în această parte, practic este exact... avem aici și în dreapta și în stânga, da. Sunt destul de mulți, mă rog, au fost și mai mulți, da. Mare parte care au murit. Dar cum știm,
atât în Vâlcea, Vâlcea, Pitești și multe zone din sud, au fost foarte multe grupări. Pot să zic o chestie acum, ce se încearcă să se, totuși să se șteargă din memorialul tinerilor, din memoria tinerilor, să, să nu, nu prea se predă chestia asta la școală și ar trebui. Da. Noi am avut cea mai mare rezistență din estul Europei, noi am avut propriul nostru gulag și astăzi vom face istorie, astăzi, în general, se face mai bună istorie prin podcasturi și prin interviuri decât se face la școală. Da. Și asta toți o confirmă. Până și Alexander Solzhenitsyn a menționat că cel mai, unul cele mai crunte gulaguri a fost în România. Okay. Și asta o spune chiar în cartea lui, în arhipelagul Gulag. Adică noi știm de gulagul de Siberia, dar asemenea nu l-am avut pe al nostru. Da. Comparativ cu celelalte state și vecinii noștri care nu au trecut prin ce am trecut noi. Și asta e o chestie în care a trebuit să învețe, mulți se întreabă sau se pun întrebări din acelea pe care le vedem în presă, de ce s-a luptat, dacă se credea că se știa că e o cauză pierdută. Tocmai că nu se știa că e o cauză pierdută și okay. Nimeni nu aștepta neapărat să fie salvați de cineva. Da, se așteptau să vină americanii, dar oamenii luptau pentru demnitatea lor. Luptau pentru credința lor. Noi suntem ortodoxi, dar mai mult suntem frați. Și indiferent cine a venit peste noi, trebuie să ținem cont că am știut să fim umani chiar și cu cei care ne-au torturat. Da. Și pentru cei care privesc chestia asta, mai ales tineri, să țină minte că toți care au luptat și n-au vrut să cedeze, să spună, să dea pe goarnă, să vorbească de zi de ăla, că face aia și așa, au făcut-o să-și păstreze demnitatea și să păstreze această unitate. Da. Deci chiar dacă nu se predă, na, facem noi. Și e o mențiune importantă pentru că să nu se șteargă această unitate, că asta se încearcă azi și nu o să le iasă că nu, sunt. Nu, n-are cum. Chiar dacă sunt procedee, sunt tehnici, așa cum au fost și cele sovietice, mă rog, cele făcute de KGB, timpul le mătură pe toate. Da. Dar în același timp, memoria rămâne. Da. Și na, prin intermediul putem și face... Și această filmare va rămâne... Exact. Cine o să privească, sigur își va da seama... O să vadă și peste 50 de ani, presupun. Da. Da. Se învață mai mult, înveți mai mult din azi prin podcasturi și poți să cauți singur. Ia mă să văd eu. Ce a zis ăla la da. Podcastul ăla? Da, o să fie decupat la un moment dat și o să ia mai multe discuții. Exact. Asta în care vorbim noi acum, alta în care a vorbit altcineva exact, și o să facă... Exact. Da, da. E, o altă chestie, dar acum, na, vedem și foarte mult, e și foarte bine păstrată culoarea, a fost și restaurată de foarte multe ori, dar asemenea aici a fost și biserica unde s-au sfințit pentru prima dată steagurile Revoluției, de la 1848. Ok. Deci, Vâlcea mai cunoscut de asemenea și pentru primul loc unde s-a cântat imnul. Ok. Anton Pan este bardul nostru care creează muzica și asta aș vrea să o țin mai mult pentru final. Ok. Când ajungem la casa lui, da. Care e utrup. Aici, aproape. Dar aici au venit, după ce au avut marea întâlnire în Zăvoi, în parcul Zăvoi, grădina Zăvoiului, împreună cu generalul Maghieru, da. Tot știind de... Cu steagurile. Da, cu steagurile care au fost sfințite aici. Da. Și prima biserică unde s-a cântat imnul la slujbă. Ok. Deci înainte să înceapă slujba, preotul a ținut și au cântat și imnul. Deci frumos. De asta este... E atât de importantă. Și când o să ieșim, o să vă arăt un pic spre partea cealaltă, că turnurile sunt răsucite, ca la Curtea de Argeș. Am văzut din stradă, da. Foarte rar, na, sunt foarte puține biserici așa, dar e destul de, na, e un punct de maximă importanță și privit din unghiul ăsta. Da. Aici, în dreapta, neapărat să vedeți, este casa unui fost avocat, Paul Angelescu. Acesta este printre, are o casă superbă neoromânească, a păstrat până și protecțiile de la burlane. Da? Deci, ia uitați, adică acelea, jos. Acelea, când vedeau, na, acel fier putea să dispară cu mult înainte să mai fie, dar s-au păstrat. Familia de aici, din ce știu, este o familie care păstrează această
casă și uitați-vă la detalii. Deci s-au păstrat în întregime. Paul Angelescu este cel care face împreună cu Constantin Matescu, sunt printre primii istorici ai Vâlcii. Paul Angelescu a copilărit aici. Și el povestește în cartea lui despre râmnicul de odinioară. Deci el povestește cum se juca și vedea personalitățile și orașul vechi. Ok. Este un anticariat. Deci cred că sunt niște povești acolo fascinante. Da, exact, care nu se mai găsesc. Decât dacă veniți la un tur la mine, cu drag le povestesc. Ok. Să traversăm puțin ca să vedem și biserica, să vedem turnurile de pe partea asta. Da, exact. Haideți pe partea asta. Că ele se văd bine de aici. Ia uitați. Da. Da, vedeți și... Se văd exact așa răsucite. De aici o să... De aici nu mai avem foarte multe obiective. Na, locuri faine de arătat, că o să traversăm. Da. Și o să facem stânga, dar până atunci, neapărat un plan cu muzeul de artă. Ok. Avem magnoliile acolo. Da. Avem acel stil... E o combinație de stiluri. Baroc, acel maur sau mediteranean, okay, din sudul Spaniei, neoromânesc. Casa, inițial Simian, da, familia simianilor... Vedem aici scris, da? Ei se trag, de fapt, din Sibiu, din săliștea Sibiului. Okay. Ei coboară să-și dezvolte afacerile în sud. Și ei sunt cunoscuți ca tăbăcari. Okay. Deci ei au devenit faimoși pentru toate lucrurile din piele. Okay. Ei au devenit atât de faimoși că au făcut și cea mai cunoscută fabrică de încălțăminte, atât în primul, cât și în al doilea război mondial. Tot ce însemna încălțăminte de piele mergea la familia Simian. Au devenit atât de faimoși că și armata germană, în al doilea război mondial, este aprovizionată cu ghete făcute în România. Aveam și o celebră lozincă, 80% făcute în România, 20% în Elveția. Okay. Adică ce? Șnururile. Ok. Hai, șnururile le aducem de acolo, dar tot ce înseamnă ghete le facem aici. Da. Totuși, soldatul român prefera tot o pinca. Ok. Pentru că era și-o putea face singur și era mult mai durabilă și putea să o tragă peste o pereche de ciorapi. Da, ok. Dar erau foarte apreciate ghetele și, mă rog, lucrările, tot ce însemna pielărie de familia Simian. Au o poveste care ne-ar trebui, cred că, vreo 2 ore să vorbim despre ei, dar, pe scurt, casa a aparținut Tiței Simian, da, și lui Nae Simian. Ei proiectează, de fapt, casa din excursiile pe care le-au făcut prin Europa. Tița Simian cânta la pian, îi plăceau foarte mult excursiile în afară, și i-a comandat pe, i-a cerut arhitectului Gheorghe Simota și Nicolae Lupu să facă un proiect exact pe ce au văzut. Ok. Ei au reușit doar câteva luni să stea în casă, pentru că ea a fost terminată spre sfârșitul războiului. Ok. Și ei au stat efectiv până când s-a schimbat regimul. Că după aia 7 s-a întâmplat... luni. Deci casa gata, 7 luni de zile s-au bucurat de ea și după aia a venit în regim, gata, hai. Afară, da, burghezia, nu mai are ce să caut. Din vechea casă s-a mai păstrat un basorelief, altul basorelief, la intrare. Ok. De ce? Pentru că n-au reușit pe acela să-l rupă. Când au venit, au luat tot. Diversi. Na. Cum se întâmpla, din păcate, la muzee. Asta a devenit, arma asta a devenit piesă de muzeu. Și dacă mai vedeți vreodată interviuri cu politicieni care spun că dar ce armă superbă aveți? Da, am primit-o de la bunicul meu. Nimeni nu primește arme genul ăsta decât dacă a avut pe cineva mai demult care a luat-o ca niște suveniri. Da. Okay. Da, se pot și cumpăra, dar la noi poveștile sunt mult mai drastice și știm cum au dispărut arme din Castelul Peleș, Bran și case de genul acesta. Această casă a fost și un centru cultural al Sudului, okay, pentru că aici venea faimoasa Cela de la Vrancea, care cânta la pian împreună cu Tița Simian și menționează despre perioadele sale deosebite în oraș, cât de multă plăcere îi făcea să ajungă aici.
Acum este muzeu de artă din anii 50. Ok. Colecția de artă însumează aproape între 1 și 3 milioane de euro. E destul de mult pentru un muzeu foarte mic. Da. Într-un oraș mic. E într-o viluță. Viluță. Da. Donația e făcută de o altă familie de colecționari, un fel de zambacceni ai Vâlcii, familia Capeleanu. Un alt avocat, Paul Capeleanu, care colecționează foarte multe obiecte de artă și tablouri. Okay. Pe care mai târziu, după moartea sa, în perioada interbelică, soția ei, lui, donează către liceul la Hovari inițial. Ok. Acolo s-a ținut o perioadă. Până când a fost construit casa și după ce în anii 50 a fost dată de partid ca muzeu de artă. Da. Bine că totuși s-a păstrat casa și nu s-a demolat. Da. Proprietatea Simian, ei aveau inițial mai multe case în jur, dar restul a fost demolat. Eu îmi știam inițial de 8 case, doar aceasta a mai rămas în picioare. O parte din ei, majoritatea fug în Argentina, reușesc să-și aducă și o altă parte din rude. Deci o poveste din asta care ar trebui transpusă într-un film. Într-un film, da. Și eu, din moștenitorii lor, cea mai cunoscută a fost Mira Simian, care este mai mult cunoscută în afară. Și unde? Ați fi uimit dacă vă zic în Hawaii. Oh, ok. Dar de ce? Pentru că a ajuns până acolo. A ajuns până acolo, da. Ea a început în România, dar inițial a fugit pe urma anilor 50-60 cu soțul ei, unde au creat pentru memoria exilului românesc. Ea a scris în franceză, în română, în engleză și chiar și în hawaiană. Ok. Pentru o revistă în Hawaii. De ce Hawaii? Pentru că acolo au ajuns să se stabilească spre finalul vieții. Ea moare în anii 70 sau final de 70, exact să nu mă înșel, lăsând practic o necunoscută valoare a ei în țară, pentru că români ca ei nu trebuiau să fie cunoscuți în interior. După 90, foarte greu s-a aflat despre lucrările ei, cât și ale soțului ei, Ștefan Baciu, okay, care scria poezie, a scris proză. Și de ce menționez chestia asta? Pentru că sunt foarte mulți români uitați în perioada anilor 50-89, mai mult cunoscuți în afară pentru artă, proză, poezii, teatru, cât au fost cunoscuți în țară. Da. În mod normal, astea trebuiau făcute, cunoscute imediat după 90, ca să se mai păstreze o urmă de legătură. Dar asta, na, facem pe tur. Facem cadrul videoului și să știe lumea să caute doamna Mira Simian, exact, și Ștefan Baciu. Da, vor găsi acele lucrări. Clar, clar. Da. Haideți să continuăm să mergem spre Monumentul Independenței. Da. De fapt, unul din cele mai importante locuri din oraș, pentru că și pentru selfie-uri. Ok. Și deci e un loc instagramabil. Da, 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 okay. O să vedeți acum. Ia să vedem. Și aveți o priveliște superbă a bulevardului spre pod. Da. E și locul tinerilor unde merg și își fac poze. Este și un punct de început pentru traseele pe care se fac pe deal. Okay. Este unul din principalele puncte, dar vorbim acolo. Da. Vreau să vă captați atenția un pic. În stânga, un alt exemplu de neoromânesc, superb păstrat. Avem turnul, da, tipic, mă rog, fortificat în ideea de culă. Da. Avem numărul 3 în cele 3 geamuri. Avem acea arcadă superbă de lemn cu modelele care te transpun spre Orient. Și este o grădiniță. Ok. Deci mi-a plăcut foarte mult. Asta am ales-o ca imagine principală de multe ori în tururile că le făceam online. Da. Pentru că știam că vin în această zonă și e frumos de terminat în partea asta. Da. Și bine că s-a păstrat, pentru că în partea dreaptă avem tot blocurile și aici s-au demolat foarte multe case. Da. Astea sunt comuniste, nu? Sunt făcute în perioada comunistă. Astea s-au făcut în anii 60. 60. Uh-huh. Tot ce vedem ca idee, că s-a construit în etape, tot ce vedem 4 etaje, toate sunt făcute în anii 60, pentru că planul... Astea au 3 etaje. 3 etaje, da. Da? Tot ce înseamnă 3-4 etaje. Okay.
Anii 50-60. Okay. De ce? Pentru că inițial regimul aducea progresiv oameni din afară în orașe, că industria creștea. Da. Cu timpul au început să bubuie industria prin diverse lucruri construite. Aici aveam Olchimul, celebrul Olchim, care nu mai e chiar așa celebru. Da. Mai sunt câțiva, mai sunt parcă câteva sute de angajați, nu mai știu exact să spun, dar mai funcționează, e preluată de altă companie și așa mai departe. Și inițial, blocurile înalte au apărut după anii, mai ales după, mă rog, 70, după 77. Ok. În ideea de a, foarte, foarte, foarte mulți oameni au fost aduși, foarte mulți muncitori noi. Da. Pentru și noile platforme. Aveau nevoie de apartamente. De exact. Da, bineînțeles. Exact aici, da. O să mergem la punctul panoramic. Da. De unde se poate vedea. Și mai jos o să coborăm un pic spre Monumentul Revoluției. Da. Avem și o fântână. Dacă îmi permiți să beau un pic de apă. Bineînțeles. Și te invit pe tine, că e foarte bună. E foarte bună. Adică multă lume vine... Și vin foarte mulți cu bidoane. Cu bidoanele. Da. Deci vin cu bidoanele și își umplu. Mai e o fântână de genul acesta. Deci veniți și beți apă de aici când ajungeți în acest loc. Da, luați-vă bidoanele. Vara bănuiesc că e o apă foarte rece. Da, așa se menține. Da. Da, chiar așa se menține. Și practic am venit pe punctul panoramic și locul de începere al traseelor spre dealul principal orașului sau dealul okay. zonei. Cam cât durează un traseu? Inițial, eu la pas ușor așa, o oră, oră jumate. O oră jumate. Poți să vii și cu poți copilul. Poți să vii și cu copiii. Da, cu copiii. Altitudinea e de maxim 700 de metri. Ok. Adică drumul e destul de ușor. Doar din trepte? Nu, nu, nu. Nu. Porțiunea aici, de aici. E o bucățică drepte. Mică din trepte, da. Drepte până sus, acolo, pe margine, exact până unde se termină copăceii de sus. Ok. Și de acolo, da, e exact traseul. Traseu, cum e un traseu. Normal, da. Prin pădure. Ok. Au făcut recent, au pus și băncuțe. Ok. Să poți să stai foișoare. Deci e un loc chiar invit una. Dacă vine aici, poți să faci un traseu scurt. Stați două zile, e păcat să nu faceți un traseu și pe deal. Da, ok. Legat de... Și acolo sus ai o priveliște când ajungi? Ai o priveliște, mai ales pe partea cealaltă. Ok. Deci se vede neapărat, neapărat de venit. Și mai ales pentru un alt lucru. Istoria bobului românesc da? E conectată de acest deal. Ok. Dealul Capela. Prin ce? Păi... Da, și faptul că era cel mai lung traseu de sanie și bob din țară. Ok. Ok. Unde a fost în altă parte? La Sinaia. Dar la Sinaia era aristocrație de multe ori. Da. Acolo mai târziu s-a schimbat. Iar aici avea aici aproape... Sportivi, veneau sportivi. Da. Da. Aici avea aproape 4 km. Ok. Istoria e destul de amuzantă. Câțiva militari în termen se plictisesc la Horezul în cazarmă și își proiectează o sanie care se poate vedea la Muzeul Satului. Deci când ajungeți, a zis că luni, nu? Da. Se poate vedea la Muzeul Satului, este, să țineți minte, când intrați în muzeu, da. Întrebați de Han, okay. foarte de treabă oamenii acolo. Da. Deci foarte de treabă și vor să promoveze, adică sunt super profesioniști și îi recomand din tot sufletul, alți oameni de ispravă, să spuneți, ar vrea să vedem bobul. Okay. Și o să vă întrebați, pentru că e ascuns printre niște calești și rixe. Okay. Și bobul practic are un volan de tractor. Da. Și cu frâne adaptate. Ok. Cu echipaj de 4 și ei se dădeau pe dealurile Horezului. Nu și mai mănânce din timp. Da. Cu echipajul acela participă la primele competiții de sanie și bob din țară, care au loc pe dealul Capela. Ok. Începea de sus și se termina efectiv, ajungea până la, mă rog, se ducea încolo. Ok. Ce înseamnă până la arhiepiscopie. Aproape până în 4 km. Ok. Foarte mult. Dar ai stai să te gândești, bă, iar să te ușe. Dar pentru copii era o distracție incredibilă. Ar fi frumos, totuși, dacă primăria ar vedea ideea de a face un fel de topogan ah, okay. mai lat,
în care să pot copiii să se dea pe o porțiune, se poate face, nu e o problemă. Zăpadă artificială, ceva? Da, poți să faci sau pur și simplu un topogan normal să-ți facă ideea de mai lat, ca să poți face ori să te dai simplu, ori cu sania. Da. Sau cum se fac la competiții. Na, ar fi o idee. Câte medalii are România la Jocurile Olimpice de iarnă? Ai idee? Nu, dar cred că tu știi mai bine. O singură medalie. A, da? Cu toate că noi avem avem munți așa, dar știm ce se întâmplă în spate. Da. Mai ales că costurile sunt foarte mari, iar statul nu neapărat supervizează chestia asta. Și foarte mulți sportivi se antrenează pe propriile fonduri afară. Da. Sau în țară. Respectiv la asta, campionatele se termină cam pe la mijloc de anii 60. Okay. Pentru că se lărgește bulevardul și încep noi lucrări de mentenanță și practic pista se termină. Și în 68, la Grenoble, echipajul român ia medalia de bronz. O premieră. La momentul respectiv, noi am participat și la prima ediție. Adică acei militari? Nu. Nu. Militarii au început în anii 20. Okay. Au fost în anii 20. Okay. După aceea ei au dat mai departe și ei au participat și cu Bobo la acela la St. Moritz. Okay. În 1928, nu mă înșel, în care au fost descalificați. Din cauza Bobului? Nu. Nu. Ei luaseră cel mai bun timp, puteau să ia aurul, dar un membru al echipajului nu avea încă cetățenia română. Wow. Era ungur român. Ok. El vrea să-și ia cetățenie, o poveste destul de... Nu e tot echipajul și pe o birocrație sportivă, nu sunteți eligibil, ați fost... practic nu vă mai calificați, sunteți descalificați. Da. Asta una la mână. Avem aici pe Lady Liberty. Așa. Lady Liberty, că așa era porecla ei la început când a fost făcut, pentru că seamănă izbitor de mult cu Statuia Libertății. În ce sens? Așa. Statuia Libertății ține o flacără și cărțile în mână. Ea ține o cunună de laur sau ce a mai rămas, dacă, cum vedeți că mai e doar jumate din ea, și un steag. Și de aceea a făcut legătura că statuia este construită prin donații de către vâlceni. La inițiativa unui non-vâlcean, un ofițer bucureștean care propune ideea primăriei de a face o statuie în memoria ostașilor războiului de independență. Okay. Deci a fost dedicată în special celor care au murit în războiul de independență, foarte mulți din Vâlcea. Deci foarte avem mulți acolo mulți. Numele, nu? Tot ce vezi acolo. Batalionul 1 de vânători, 2 vânători, linie artilerie, sunt din Vâlcea. Da. După aceea a devenit cunoscut și un memoriu pentru primul și al doilea război mondial. Ce a fost atașate după. Aici. Deci acesta este locul instagramabil. Da. Deci mai ales când e luminată toată zona și fântâna sau această mică cascadă merge. Da. Aici sunt cele mai multe poze ale orașului. Ok. Aici, să țineți minte, și noaptea. Și noaptea aici puteți prinde cele mai interesante panorame. Mai avem ceva aici. Avem o făclie eternă. Așa, bun. Vedeți, da? Aici cu gaz. Asta este pentru 1 decembrie. Ok. Una din marșurile de 1 decembrie au loc, vinde pe bulevard și trec și pe aici. Și trec pe aici. Okay. Pentru că, evident, vin în fața statuii în memoria postașilor. Da. Bun, și am coborât de la monument. Da. Și acum aici e și o zonă unde, în spatele monumentului, de obicei aici dau drumul la apă, în curând ar trebui să-i dea drumul. Când e cal, dar de cum ar trebui. Toți copiii vin aici, nu vor să se bălăcească. Mai bălăce și ei, păi da, ca copii. Mici. Da. Mici, da. Da. Avem aici două monumente de asemenea importante. Avem tribunalul. Da, aici în stânga. Tribunalul, Palatul de Justiție cu Palatul Administrativ. Amândouă de la început de 1900. Deci avem una în stil grecesc, tipic colonade, exact, ca un templu. Și avem un palat în stil neoromânesc. Ok. Pentru că noi nu am avut palate de asemenea învergură, nu eram ocupați cu alte lucruri și cu lucrul pământului și cu imperiile care ne tocotropeau, să nu ajungă până în vest, că asta e realitatea. Okay. Pe când cei din vest își făceau catedrale și se băteau de ei ca Curie, și noi ne băteam cu restul, ca să ne ajungă până la ei. Da. Cam așa e istoria. Zona asta aici de obicei
În timpul zilei, fântânile merg. Știu că mergeau și la ora aceasta, nu știu, probabil le-ar da drumul poate mai târziu. Poate că mai durează puțin. A, au mers, că văd că da, da, au apă, okay. Dar probabil doar până într-o anumită oră funcționează. Avem iar flori, plin de flori și în centru și acolo. Și avem, evident, și monumentul Revoluției de aici. Uite. Mă rog, Revoluția în ghilimele. Putem să spunem că nu a fost neapărat. Dar o știm, începuse ca o revoluție, terminată ca lovitură de stat. Da. Ca să fim corecți. Avem toate un material despre revoluție amplu, câteva clipuri mai în spate. Ah, bun. Da, de vreo 3 ore și ceva. Timp să ai. De obicei, eu o numesc loviluție, că de fapt așa e, combinația dintre amândouă. Bună denumire. Pentru că toate revoluțiile în istorie se termină în lovituri de stat. Da. Nu o să vedem niciunde... Putem da exemplu cu Revoluția franceză, unde a fost un carnagiu care pe care. Da. Și aici, în oraș, aici avem o parte din cei care au murit. Da. Aici au fost aproximativ 25 de morți. Tot așa, tot în perioada până s-a tras foarte mult, între 22 și 27 decembrie aici. Care a fost ideea, ca să o scurtez, biblioteca județeană împreună cu tribunalul erau asaltate de diversi indivizi, mai puțin cunoscuți, care încercau să ia anumite documente. Cum s-a întâmplat și în București. Și cred că în multe alte locații. Locuri, da. Grupări specifice, antrenate să intre îmbrăcate în civil non-români, care știau bine română, agenți, au vrut să fure acele documente importante. Ok. S-a încercat și aici. O parte din ele au fost arse, dar o mare parte au fost salvate. Și datorită unor oameni, socrul meu, spre exemplu, mi-a povestit că el a fost să apere o parte din aceste clădiri, spunând doar să nu intre indivizi de genul ăsta, să distrugă proprietatea statului și a reușit. El încă e în viață și totuși e o poveste interesantă care durează destul de mult, dar a protejat. Ok. Să nu se fure aceste documente. Aici sunt aduse, în decembrie la fel și aici veți vedea o coroană de flori, aici se aprind lumânări și a fost de fapt făcută fix după 90. Monumentul, piața de aici arăta un pic altfel, evident, dar tot ce vedeți aici s-a făcut în ultimii 15-20 de ani. Ok. Okay. Asta ca o mică prezentare. Și bănuiesc că acești eroi au căzut aici, în zona aceasta, sau în... În mai multe părți. În mai multe locuri. Fix acolo unde avem Consiliul Județean, acolo au căzut o parte din ei. Unde e clădirea aceea, cu turn? Aceea cu turn. Care e foarte interesant, apropo de asta. Da, este, ea e făcută în anii 70 și acolo e Consiliul Județean de ceva timp. Arată mai diferit. Ok, deci acolo au fost câțiva eroi care au căzut și... Tu spui foarte mult de arcadele de acolo. De cum au fost făcute. Da. E interesant pentru că stilul, dacă te uiți fără arcade, e tipic brutalist, da. Dar arhitectul a reușit să insereze la capăt o terasă. Okay. Și aduc aminte cumva de, băi, stilul neoromânesc n-a murit și încă se păstrează. Interesant. Și că a fost lăsat totuși. Da, au căzut acolo, aici, spre bibliotecă, în centru. Ok. Și evident, au fost aici chiar foarte mult, aici nu putem vorbi de agenți străini. Ok. Aici s-a tras la prostie, pur și simplu. Ordine date aiurea, soldați care au tras unii în alții, din ordine date prin haosul respectiv. Da. Adică, exemplu, din București, din sectorul 6, unde am crescut eu, cu luptătorii USLA, antiteroriști, aduși... Pe drumul Taberii, te referi. Exact, da. Exact. Vis-a-vis de... Ești un monument acum acolo, da. Ok. Aduși la ordinul, că facem ca o paralelă, la ordinul militaru. Da. De ce? Pentru că a vrut să scape de ofițerul respectiv, care l-a deconspirat cu ani în urmă ca fiind agent sovietic. Cel mai bun mod de a scăpa de cineva, printr-o loviluție, e să moare ca într-un accident. Da. Și nu sunt singurele accidente. Știm ce s-a întâmplat cu trupurile lor și cum au fost bagiocoriți și după aceea au cerut iertare că a fost o greșeală.
ca mulți alți militari care au fost masacrați, ca și la Otopeni și în alte părți, tineri. Și la televiziune. Și la televiziune și așa mai departe. Da. Ca exemplu. Ca exemplu. Aici chiar la fel a fost, s-au tras na, unii în alții, toate au fost pe greșeli de genul ăsta. Da. Mi s-a părut ciudat, din acțiuni din astea spontane. Ok. Și acum? Da. Haideți să continuăm. Da. Să ajungem la casa lui Anton Pan, că mai avem puțin și chiar e superbă casa. Încă s-a păstrat stilul, aici avea și un gard în față, era un drum de fapt care ducea tot ce vedem ca bulevardul de aici, ducea până în monument, adică puteai să ajungi cu mașina inițial sau cu trăsura până în monument. Ok. Aici. Deci asta a fost făcută după 90. Ok. După 90. Am văzut că aveți trotinete electrice. Da. Da, 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 da. E... Aveți și serviciu de Uber? Da, avem Bolt. Bolt, ok. Bolt-ul e cel mai folosit. Deci, dacă vii și vrei să parchezi mașina undeva și să te deplasezi ușor, poți cu un Bolt, poți cu o trotinetă electrică, poți să faci un traseu de aici. Da, 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 exact. Și bineînțeles, multe, multe clădiri frumoase. Da, adică și oricum aici ajungi foarte rapid oriunde. Adică când aud aici, aolo, stăm în trafic, mă bufnește râs. Eu fiind bucureștean, da. Să audă bucureștenii că stai în trafic aici 50 minute, a zis, băi, veniți în București ca să vă căliți. Da. 5 minute pe o bandă. Așa avem și noi niște cunoștințe în Ploiești și tot așa, ziceau că e foarte aglomerat. Dar noi când am văzut ce înseamnă aglomerația la ei, am zis nu. Asta e nimica toată, da. Și spuneau că e foarte aglomerat. Da, 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 da. Haideți să traversăm, am uitat să vă spun. Dar haideți să mergem acum, ca să vedeți casa de pe dreapta aici. E una din cele mai interesante. Ia, o să vedem. Chiar acum puteți să îndreapta sus. Acea vilă neoromânească a aparținut unui general din primul război mondial, este printre primele din oraș care au intrare cu garaj în jos. Aha, ok. Casa, foarte greu să vă zic ce proprietari sunt, o să vă zic doar că acea roșu vopsea acolo sus este cea mai neplăcută parte din casă, adică nu trebuia să atragi atenția cu o vopsea, când oricum casa atrage în sine. Deci uitați aici, aici era intrarea, acum nu se mai face, n-am mai văzut. Și practic intra cu mașina până... Frumos. Un garaj. Și o parcai frumos, probabil în față. Da, aici a fost un alt garaj, a fost transformat într-un timp într-un magazin. Și practic, ia uitați, acolo era. Da. Acolo. A, uite garajul acolo, da. Și sunt, de fapt, două din ce văd, două intrări. După cum vedeți, sunt abandonate. Deci se pare că casa aparține de cineva, însă probabil n-au mai avut fonduri să o termine și poate nu s-a mutat efectiv în ea și e încă în restaurare. Da. Aici, practic, ne apropiem de casa lui Anton Pan. Da. Care va fi imediat pe stânga. Și aici nu mai sunt practic, avem, mă rog, magnoliile care ne fură ochii peste tot. Da. Dar sunt foarte multe blocuri. De aici încep să dispară ușor ușor multe din case, pentru că au fost demolate sistematic. Ok. Ce a mai rămas din casele vechi, unde vedem brazii în față, acolo este parcul, cel mai mare parc, grădina Zăvoiului. Aha, deci în capăt, în străzi cap. Practic așa. Da, și unde s-a cântat și imnul. Ok. Deci de acolo s-au dus către biserică, nu? De acolo, da, au venit către biserică. Și noi chiar aici o să facem stânga.
Și numai când simți mirosul de... și de tei și de... Adică eu... acum e o bioferie, este plin pe aici, e... și e foarte bine, adică noi ne-am dorit asta și pentru copii, în primul rând. Să respire un aer mai curat, să fie lângă munte. Noi ajungem în... avem două parcuri mari, avem Buila, Vânturarița și Lotrișorul. Ok. Cu cascada Lotrișor. Sunt superbe, adică... la, spre cascada, la cascadă e un traseu de vreo oră și ceva, da, dacă, da, da, ca să ajungi la cascadă, bine. Da, exact, nu? Da, uh-huh. Cam așa, vreo 40 de minute, okay. Se ajunge la cascada Lotrișor. E frumoasă. Da, și care este, de fapt, singura cascadă din România artificial creată. Da, ok. Deci tot ce vedem noi că curge de acolo a fost făcut artificial în alții 70, când s-a săpat în munte să se creeze acea vărsare. Da. S-a creat acea vărsare. Ok. Și e foarte, adică e de făcut, de făcut când veniți în zonă. Și aici avem, în iată, partea stângă, casa lui Anton Pan. Ultimul nostru obiectiv, dar de asemenea și cu o poveste impresionantă. Adică vreau să întoarceți un pic camera în partea dreaptă. Da. Exact spre unde am eu degetul, spre colțul blocului. Ok. De acolo a fost mutată casa. Ok. Deci, ați mai făcut cu povestea cu mutarea caselor? V-a mai povestit cineva până acum? Am făcut cu biserici, cu biserici în București. E legată de același om. Eugen Iordăchescu, da, inginerul. Eugen Iordăchescu este chemat să facă același proiect, okay, cu casa de Târgoveț a lui Anton Pan. Totuși, Anton Pan n-a stat foarte mult aici. Este ca muzeu deschis acum, se pare că chiar e deschisă. Este o doamnă care face un tur, biletul e 5 lei, okay, și are o poveste acasă, e scurtă și se poate vedea și sus. Este cea mai veche casă din Vâlcea. Ea este datând de pe la final de 1700, da, aparținător Târgoveț, care au vândut-o, mă rog, a fost în fel de chirie pentru Anton Pan, care a stat o scurtă perioadă de timp ca profesor de muzică și ca protopop la Biserica Toți Sfinții. Da. El, de fapt, a stat cel mai mult în București, unde casa lui e transformată într-un alt muzeu. Da. Superb, superb, de altfel. Și se îmbolnăvește, practic, de... nu de ciumă, de tifos. Da. Unde și moare, practic, în București. Deci aici a stat doar aproape câteva luni de zile. Ok. Dar cât a stat... aici a și inspirat foarte mult pentru crearea imnului, a pune bazele muzicii pentru imnul. S-a întâlnit cu Andrei Mureșanu de la Brașov. Da. S-au inspirat foarte mult după cea a lui Vasile Alexandrii, okay, Deșteptarea României, și de aici avem ce a ajuns la Deșteaptă-te române, în Grădina Zăvoiului. Acum, adunând-o în istoria noastră mai prezentă, de acum 35-36 de ani, casa inițială unde v-am arătat era acolo pe colț. Da. Era plin de case de genul ăsta pe toată zona blocului pe care o vedem aici. Da. Evident, s-a dat decizia să se... sistematizarea, tot. Se cadă tot. Ok. Dar nu această casă. Eugen, exact. Eugen Iordăchescu a venit și a zis o să o salvez. Ok. Acest proiect, ca și cel de la Alba Iulia, cu acel bloc mutat în de 7.000 de tonuri. Da. În apartamente. Gen... noi mutăm pe oameni, le schimbăm doar adresa. Da. Adică, hai, stați aici, două ore vă mutăm. A zis, eu pot să o fac, am experiența din București, așa, da, că e par fi bine. Tot așa s-a mutat pe acele șine de tren, ridicată în aer vreo 3 metri și a fost mutată în 2 ore jumate. Ok. Schimbată și întoarsă în această parte, casa este exact pe tipicul unei cule. După cum vedem, aici nu avem, sau avem geamuri foarte mici pe partea dreaptă, avem acele unghiuri ascuțite, da, acolo era pivnița unde vedem boierii și aveau tot ce era mai bun și cocoșeii de aur și așa. Și încă mai avem acoperișul din cindrilă. Ok. Foarte rar care se mai găsește, sau mai găsim la Hanul lui Manuc în București, și casele de obicei din Muzeul Satului, dar da, ca obiective sau
clădiri care sunt folosite azi, foarte puține mai sunt în ședile, pentru că sunt și puțini oameni care mai lucrează în ședile, da, să repare. Acesta împreună cu Muzeul Simian, Muzeul de Istorie și Muzeul Satului sunt singurele muzee din oraș. Din oraș, ok. Plus Biblioteca Județeană, care tot e ca un muzeu, adică se poate folosi și aceea. Okay. Colegele mele de acolo pot face un tur. Statuia lui Anton Pan, evident în memoria lui, toate că bulevardul ar trebui numit după el. Da. Numai că... Din păcate nu se numește așa. Așa. Însă, adică se numește Știrbei Vodă, okay, după Barbu Știrbei. De ce? Pentru că e domnitorul care a creat Parcul Zăvoiului. Ok. El a transformat Mlaștina din Zăvoi într-un parc, cum am avut Cismigiu din București, din Mlaștina transformat într-o Cismigiu. Da. Adică în cel care avea grijă de cismele din București. Și Anton Pan e, de fapt, unul din cei mai interesanți oameni, că are legătură și cu Biserica Toți Sfinții. Ok. Unde s-au sfințit steagurile, unde au ajuns, din parc au venit la biserică și după aia și la casa lui. Deci are un traseu destul de interesant, care și astăzi le mai facă continuare pentru copii, în general pentru școli. Da. Și chiar prinde. Chiar prinde. Da. Ok. Păi înțeleg că acesta este și filanul turului. Da, da, cam asta e ce pot să vă arăt din, okay, cele mai faine... Ce a mai rămas din vechiul Râmnic, și cam asta e de obicei un tur care îl fac. Adică am să vă fac și vouă un tur, da, efectiv, cum fac un tur pentru oricine dorește să... Deci, dacă doriți acest tur, contactul găsiți în descriere, merită, ne-a plăcut. L-am făcut și un pic pe grabă ca să fie filmarea mai compactă, dar aici poți să vii, să stai, să mergi lejer, să te relaxezi, să miroși o floare, să o admiri și să mai faci și multe alte lucruri. De exact, și vă aștept cu drag, că sunt singurul, da, a ghid, așa că nu, da, aveți multe opțiuni. Da. Ok, bine, îți mulțumim tare mult. Și, drag. Și spor mulțumim. Ce faceți, adică și eu vă urmăresc în continuare. Mulțumim. Cu drag.